Diana Vasilescu vă prezintă jurnalul Agro TV. Bine v-am găsit! Încep știrile! Legea practicilor comerciale neloiale, cea mult așteptată de producătorii români, a fost votată prin votul final din Camera Deputaților. Actul normativ a primit 155 de voturi pentru 46 de voturi împotrivă și 63 de abțineri. Odată cu adoptarea acestei legi, ce a avut ca bază Directiva Europeană 633/2019, producătorii români ar trebui să aibă parte de un tratament corect și echitabil în negocierile privind vânzarea produselor în relația cu marii comercianți. Principalele măsuri benefice pentru producătorii autohtoni în această lege sunt reglementarea termenelor de plată, înlăturarea inegalităților și inechităților în ceea ce privește puterea de negociere a furnizorilor și cea a cumpărătorilor de produse agricole și alimentare, dar și reglementarea sancțiunilor aplicabile autorului încălcării. Abia a fost votată și deja legea privind practicile comerciale neloiale stârnește nemulțumiri. Reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană avertizează că legea, în forma aprobată de Parlamentul României, va avea repercursiuni și va genera dezechilibre pe piață. De ce sunt nemulțumiți germanii, aflați din materialul pregătit de către colegii mei. Potrivit Camerei de Comerț și Industrie Română-Germană AHK România, proiectul legislativ aprobat în Parlament ia în considerare doar o parte din întregul ansamblu economic la care participă fermieri, procesatori, producători, retailer și consumatori deopotrivă, notează Agerpres. Cu modificările aduse în Parlament, proiectul ar putea avea impact asupra românilor prin posibile creșteri de prețuri, chiar penurie de produse sau o calitate mai slabă a acestora, întrucât instituie bariere de acces pe piață a micilor producători locali. Susțin reprezentanții AHK România într-un comunicat de presă transmis chiar înainte de votul final din Camera Deputaților. AHK România consideră că, deși Parlamentul României a avut în dezbatere un proiect de transpunere a Directivei Europene timp de 2 ani, perioadă suficientă în care proiectul ar fi putut fi îmbunătățit și adaptat realităților economice ale României, în forma actuală, actul normativ privind practicile comerciale neloiale este departe de a putea susține cu adevărat grupurile pe care trebuie să le protejeze și anume consumatorii finali și producătorii locali. Apreciem că românilor li se va limita accesul la o diversitate a produselor românești în magazine, în special produse competitive din perspectiva prețului și a calității, iar producătorii români vor avea de pierdut în fața celor străini din cauza limitării opțiunilor de negociere între părțile implicate în actul comercial impuse de acest proiect de lege. Considerăm că forma actuală, așa cum a fost aprobată de comisiile de raport din Camera Deputaților, va avea repercusiuni serioase asupra realităților economice din România, au declarat experții AHK România. În documentul înaintat de reprezentanții investitorilor germani în România, se atrage atenția că un act normativ nu trebuie să permită crearea unor mecanisme discreționare, nejustificate, neloiale, care să afecteze sau să modifice modalitățile de lucru dintre furnizori și retaileri, iar oferta de pe piața liberă trebuie să fie guvernată de cererea consumatorului, nu de prevederi legale lacunare sau discreționare. AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane și totodată cea mai mare cameră de comerț bilaterală din România. Înființată în 2002, AHK numără peste 550 de firme membre, susținând activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și fiind totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Ne aflăm pe raza Oate Cazasu. Lucrez 700 de hectare în această zonă. Am aplicat 25 kg produsul de la Chemark Seed Sprint H1, pe care eu îl știam ceva, zic eu, cam cu 3 ani în urmă am folosit la cultura de sfeclă de zahăr. Drept pentru care m-am hotărât anul ăsta să aplic pe toată suprafața. Dacă am precipitații, un microgranulat își face treaba foarte bine, ceea ce se și vede. Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom.
Recoltele din anul 2022 pentru fermierii din sectorul vegetal se anunță bune spre foarte bune, susține fermierul Ciprian Olteanu, membru în comitetul director al Clubului Fermierilor Români. În contextul în care aceste prognoze se mențin, iar prețurile cerealelor rămân la cote ridicate, agricultorii ar putea obține venituri substanțiale anul acesta. Mai multe detalii pe acest subiect s-au discutat în emisiunea Agricultura, o șansă pentru România. Pe plan național, vă spun cu mâna pe inimă și din informațiile pe care le avem noi, atât din discuții cu alți colegi fermieri, cât și din discuțiile pe care și informațiile pe care le deține Clubul Fermierilor Români, nu sunt probleme cu stocurile la nivel național. Este o isterie generală partea celor care citesc și cred că am, de fapt, cred tot ceea ce citesc pe media asta, care e foarte ușor controlabilă. Dar România nu are de ce să-și pună probleme de stocuri de materie primă. România trebuie, în schimb, să-și pună problema de produse finite, pentru că aici, după cum bine știți, nu există foarte multe fabrici de procesare a materiei prime pe care noi o producem cu atât de multă abilitate. Pe lângă faptul că există stocuri de materii prime, prognoza viitoarelor recolte este una bună spre foarte bună. Nu este la nivelul celei de anul trecut la acest moment, dar se prognozează a fi o recoltă foarte bună. O mișcare de genul aplica taxe pe export ar aduce o mare lovitură fermierilor, care nu vor mai beneficia, între ghilimele, de creșterea de preț a produselor, vor fi nevoiți să se îndrepte doar către piața internă, care nu poate absorbi, cred, decât 20%, maxim 30% din ceea ce produc fermele din România, și astfel vom fi sub presiunea costurilor induse de inputurile al căror prețuri a crescut necontrolat, pentru că România nu mai produce mare parte din inputurile pe care noi le folosim în fermele românești. Imediat ajungem și acolo, doar să fac și eu o remarcă, și anume, și eu cred că, și nu e nimic rău în acest lucru, că e un moment favorabil pentru fermierii români, atât din punctul de vedere al momentului în care se pot face aceste exporturi, dat fiindcă Ucraina și Rusia au o bună parte din exporturile de cereale sunt blocate. Pe de altă parte, e un moment al prețurilor mari, când e bine să vinzi. Nu văd de ce nu ar beneficia fermierii și implicit România de acest moment. Folosirea produselor fitosanitare pe bază de substanțe neonicotinoide la tratamentul semințelor de floarea soarelui a primit derogare și în acest an. Fermierii susțin că în România nu există altă soluție pentru tratamentul semințelor de porumb și floarea soarelui care să împiedice pierderile de producție cauzate de atacul dăunătorilor. Practic, mai bine de 2 milioane de hectare sunt afectate și din această cauză producțiile sunt diminuate. În aceste condiții, cultura de floarea soarelui poate deveni una neatractivă pentru marii fermieri din România. Să medităm cu toții la ceea ce vom face începând cu anul viitor, pentru că vreau să vă spun, în zona aceasta a Mării Negre, cultura florii soarelui găsește cele mai bune condiții de a se dezvolta, dar în același timp avem și cea mai mare presiune pe dăunători de sol, pe care nu îi întâlnim în alte zone ale lumii. Acești dăunători de sol nu-i putem controla, iar companiile care produc pesticide nu au molecule care să poată să protejeze sămânța în pământ, fără să existe nicio justificare științifică, fără să poată fi puse în evidență efectele acestea secundare pe care le-ar avea asupra polenizatorilor în condiții de câmp, noi am interzis emoțional, la nivelul Uniunii Europene, aceste produse. Deci le-am interzis pe principiul precauției. Deci nu care exista efecte pe care să le poți măsura și în timp să spui, domnule, trebuie să le interzic pentru că dăunează mediului, sănătății umane sau polenizatorilor. Și atunci, ce facem de la anul încolo, dacă nu vom mai primi această derogare la neonicotinoide? Și
Noi cu toți ar trebui să-i mulțumim domnului ministru Chesnoiu că și-a asumat după 2 ani de zile să ne susțină cauza la nivelul Uniunii Europene, să-l convingă pe domnul comisar, presupun, ca să accepte să putem trata anul acesta semințele de floarea soarelui cu imidacloprid, ca să putem să avem, să spun, protejate culturile, pentru că fermierii nu mai au curaj să cultive fără să aibă siguranța că sămânța va și germina, va răsări, va avea densitate corespunzătoare. Altfel e complicat. La costurile care sunt astăzi, să întorci cultura în bărăgan și să nu fii la irigat, înseamnă să ai o pierdere de cel puțin 2.000-3.000 de lei pe hectar din start, pierdere pe care trebuie să o pui pe seama celei de-a doua cultură, ești din epoca optimă și atunci mai bine prefer să renunți la cultură. Una dintre cele mai importante etape în cultivarea plantelor este aceea de semănat, esențială pentru înființarea culturilor. Fermierii urmăresc uniformitatea culturii, dar și capacitatea acesteia de a porni în vegetație. Semănătoarea emzurii este soluția momentului. Mai precis, utilajul este un ansamblu de semănat cu o singură trecere, având posibilitatea de a schimba distanța dintre rânduri. Ansamblul de semănat se poate folosi atât pentru semănatul culturilor de păioase, cât și a culturilor prășitoare. Distanța mai mare dintre rânduri oferă plantelor un acces optim la lumina soarelui și nutriție, contribuind la dezvoltarea bioticii solului și eliminând problema colectării resturilor vegetale între elementele de lucru. Unitatea emzurii face diferența de alte semănători prin economia consumurilor, motorinei, etc., oameni, tractoare, toate lucrările într-o singură trecere, avem prelucrarea solului, fertilizarea solului, plus semănatul. Partea de fertilizat se aplică cu partea de scalificat. Noi o să avem îngreșămintea la cea adâncime băgând scalificatorul. Dacă o să-l băgăm, ea merge maxim 25 cm scalificatorul, de la suprafața terenului până la 25 cm cât băgăm scalificatorul, o să avem o perdea de îngreșământ. Nu-l pune grămadă, nu-l pune sub trân deasupra rândului. După aia avem partea din spate de semănat, e foarte ușor de reglat, putem regla sămânța la cât dorim noi. Lucrăm și cu Precision Planting, care se face semănatul pe satelit, pe numărul de plante, absolut tot. Probleme scumpit motorina, probleme scumpit groșemințe și asta datorită tehnologiei acesta. Noi putem să rămânem la nivelul de prețuri motorine și groșemințe, nivelul 2020-2021. Adică ca datorită economiei, cum o economisește, nu perdând producție la hectar. Как мы посмотрим, что у нас сейчас делается в мире, да, какие тут условия, просто проблема с влагом, проблема с прайсом, удобрение за зерно, проблема с временем. Люди просто начинаем понимать, да, что есть только один хороший выход из этой ситуации. Это технология Мзури Протил. Comparativ față de clasic cu Mitsuri, economie în primul rând la buzunar, pentru că tehnologia normală aveam un consum de vreo 48 de litri la înființarea culturii de grâu, iar cu Mitsuri am semănat cu 22. Mi se pare cel mai interesant când se pierde apa din sol. Că lucrări le facem cât este nevoie, dar când se pierde apa din sol și e deficit de apă mare, atunci e o problemă clară. Este mai ușor să te ocupi de creșterea a 100 de vaci decât de una singură. Este concluzia unui fermier cu experiență. Nu vă vine să credeți? Vă invităm în județul Argeș ca să înțelegem mai bine esența acestei afirmații. S-a dedicat de aproape 30 de ani zootehniei și a reușit cu succes să îmbine dragostea pentru animale cu câștigul financiar, iar acum are o fermă frumoasă, cu cele mai practice dotări și echipamente care au dovedit că suplinesc de minune lipsa personalului calificat. Ori cu o vacă, ori cu 100, ziua trece. Numai că la o vacă, ori o luăm de funie în sistemul ăsta românesc, să stăm pe marginea șanțului, să pierdem ziua întreagă, să stea să pască, ori la 100, v-ați închis o pășune cu un fir electric,
ăla vede de ele, n-aveți nevoie să pierdeți timpul, vă vedeți de alte treburi și aveți alt randament, ălea își pas singure. În timpul cât ele își pas, dumneavoastră vă duceți când e perioada de campanie de recoltat, de cosit, vă recoltați, nu trebuie să băgați la adăpost, dar nu stați cu o vacă de elan să pierdeți timpul. Și atunci randamentul, sigur că e mult mai mare la un efectiv mai mare decât la una singură. Tot pierdem timpul și e riscul să muncim mai mult la una singură, să luăm bălegarul manual cu roaba, cu furca, să... Pe câte vreme la 100% veniți cu ideea de a mecaniza. Cum fac repede în 10 minute curățenie la astea 100? Veniți cu un utilaj și vă le strânge. Uite, am acolo toate utilajele amicuțe care mă ajută nemaipomenit de bine. Și tot experiența tristei realități cu care s-a confruntat în ultima perioadă l-a determinat să schimbe regulile chiar în timpul jocului. Cu alte cuvinte, deși inițial a mizat pe creșterea vacilor de lapte, în ultimul timp s-a văzut nevoit să se reprofileze. La momentul ăsta cu mulsul ne apucă plânsul. Pentru că am avut vaci de 60 de litri de lapte la zi, au mers bine lucrurile până în 2008, după care n-au mai mers deloc, m-a prins în postura în care mulgeam în grajdi. N-aveam cum să ratez să las vacile nemulse, pentru că le omoram, erau vaci de elită, 60 de litri de lapte de la zi, nu erau oarecare vaci. Și laptele îl căram cu două gălețe, 20 de litri fiecare și îl vărsam în curte. Asta e viața pe care o ducem noi producătorii în România. Și atunci am trecut pe vaci angus, la ora asta am vaci de carne, vaci angus, ăstea nu se mulc, își cresc vițelușii lor și asta e situația. Deși singur aș putea să produc mult mai mult, aș putea să dau hrană la populație, nu putem ieși la suprafață. Carnea de bălțată românească obținută în fermele din țara noastră a devenit un produs premium la mare căutare. Asociația Crescătorilor de Vaci Bălțată Românească tip Zimental a pregătit deja primele produse pe care consumatorii le vor găsi în magazine. Evenimentul organizat de ACV Beresim cu ocazia degustării produselor din carne de mânzat de bălțată românească a dat posibilitatea participanților de a discuta problemele actuale ale fermierilor, ale pieței, dar și colaborarea strânsă dintre asociații pe proiecte care să aducă plus valoare în fermă. Încet, încet vine primăvara. Trebuie să ne pregătim și livada pentru noul sezon horticol. Tratamentele sau stropirile, așa cum sunt ele cunoscute de către horticultori, au un rol important în a reduce riscul de îmbolnăviri al pomilor, dar și atacul dăunătorilor pentru acest sezon. Pachetul Agri Tratament de Iarnă în Pomicultură este recomandat pentru livezile de pom fructifer, viță de vie, arbuși fructifer și, de ce nu, chiar și pentru trandafiri. Acest pachet conține 3 produse. Fungicidul Cufferol, insecticidul ulei horticol STU Oil și insecticidul Mospilan. Tratamentele se pot face până la pornirea în vegetație. Pentru a avea o igienă culturală foarte bună, se recomandă aplicarea tratamentului în lunile februarie-martie. Este foarte important ca în momentul aplicării tratamentului scoarța să fie uscată, să nu fie acoperită de gheață, zăpadă sau chiciură, iar temperatura aerului să fie de minimum 5-6 grade Celsius. Produsele se aplică astfel. Primul tratament care se aplică este fungicidul Cupferol. Acesta distruge agenții patogeni aflați pe frunze sau ramuri, asigurând igiena culturală. După 10-14 zile de la tratamentul cu Cupferol, se aplică în amestec cele două produse,
uleiul horticol insecticid STU Oil și insecticidul Mospilan. Acest tratament are rol de a combate dăunătorii încă din stadiul de ouă sau larvă de pe ramurile pomilor sau arbuștilor. Uleiul horticol insecticid STU Oil creează o peliculă continuă care împiedică respirația ouălor sau a larvelor, iar insecticidul Mospilan asigură uciderea dăunătorilor. Utilizând pachetul Agri tratament de iarnă în pomicultură, veți avea o livadă mai sănătoasă și veți aplica mai puține tratamente în timpul perioadei de vegetație. Căutați produsele noastre în fitofarmaciile partenere Agri. Fermierii sunt alarmați pentru că în țară continuă o acută lipsă de forță de muncă în rândul mecanizatorilor. În plus, cei mai în vârstă cu greu se obișnuiesc cu tehnologiile moderne. Pe de cealaltă parte, tinerii nu doresc să fie tractoriști, chiar dacă salariile din acest sector sunt foarte mari și plătite la timp. Colegul meu, Marius Milea, a stat de vorbă pe acest subiect cu Liviu Țăpuș, care lucrează în zona Dobrogei peste 600 de hectare. Ca și ceilalți administratori de ferme, și el se plânge că nu mai găsește tractoriști buni pe care să se bazeze la muncile câmpului. Spuneați că nu prea să mai găsesc mecanizatorii pe care i-ați întâlnit în trecut. Sincer, cam jumate din ei s-au adaptat. N-au avut încotro. Alții sunt mai conservatori și... Cei mai în vârstă sunt mai conservatori? Da, în general cei mai în vârstă, da. Am încercat să atrag lângă mine câțiva tineri, au venit, au văzut, au plecat. Știți, cu toate că nu-și dau seama că se pot câștiga în agricultură ăsta un salariu de 1.000-1.500 de euro ușor, adică în condiții ai venit, ai suflat combinația tractorul dimineața, te-ai dus, ai făcut un duș, te-ai îmbrăcat, ăsta în cabină, ai condiții, aer condiționat, condiții foarte, foarte bune, ăsta... Ca într-o limuzină, să spunem. Limuzină, deci chiar ca într-un turism în care ăsta circulă pe șosele românești. Dar ei, nu știu de ce, nu prea sunt atrași de acest domeniu, agricultură. Ce credeți că este de făcut? Dumneavoastră lucrați câteva sute de hectare, aveți nevoie de mecanizatori, cu aceeași problemă se confruntă foarte mulți fermieri din Brasla dumneavoastră? Noi aici, în comună, chiar avem un liceu agricol și sta de vreo 6-7 ani de zile avem două clase de profesională, cum se spunea înainte, din ăsta unde li se va da diplomă de mecanizator agricol. Mulți ele vin și la mine în fermă și fac practică, dar i-am văzut, i-am citit, nu sunt atrași. Vin și-a diploma și după aceea își caută al rost în viață, cu toate că au o diplomă și până la urmă practica, munca de zi cu zi asta te școlește mai bine decât orice lucru. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim tot aici, pe Agro TV, cu cele mai importante știri ale momentului. Rămâneți cu noi!